vrei cineva. Și dacă îi dai ceea ce vrea ea să exact, audă. Exact, exact. O prietenă nu trebuie să facă asta. Că noi îi spunem, băi, îmi pune de femeie și tu zic că te deranjează lucrul ăla, vorbește că... Eu cum mai chiar am încercat, te rog, nu știu, noi chiar ne-am încercat cu ea în cameră. Să facă el că simte asta, nu trebuie să-mi pună ea, trebuie să știi și tu. Dar dacă pe ea o deranjează, de ce să nu spună? Păi el nu trebuie să accepte, băi, oamenilor, nu trebuie să-i zic că Raluca nu face aia, el trebuie să... Subconștientul lui trebuie să nu accepte. Trebuie să spui ce te deranjează, ca omul să înțeleagă data viitoare să nu mai facă. Păi dacă el nu simte să facă asta, nu o face, de ce trebuie să-i zică ea, băi, fată, dar el singur trebuie să... Aici de femeie, că el singur ca bărbat trebuie să gândească că nu trebuie să facă aia. Ce nu înțeleg, da. Trebuie să știi dacă o deranjează sau nu, când ea te-a pus pe tine să glumești cu ei și te dai la ei și așa, păi omul ăla să mai înțeleagă. A, voi vorbiți de relații de prietenie sau de iubire, că nu mai înțeleg. De ce credeți că și Roxana a tot insistat cu lucrul ăsta? Păi și fata a spus... A simțit că vine ceva și din partea lui. A zis, bă, eu insist pentru că văd că el nu mă refuză decât în momentul în care Raluca îmi spune să o fac. Punct! Ce e așa de greu de înțeles? Puneți-vă niște semne de întrebare, nu mai stați așa că trebuie să zică, că trebuie... Când e iubire, este și refuzi și îi spui, lasă-mă frate în pace, că o deranjează pe a mea sau pe al meu, lasă-mă în pace, nu mai fă glume din astea, așa, și când nu iei zici, da, da, uite că trebuie să, na, nu pot, scuză-mă, mâine vorbim. Hai să facem conexiune. Ți se pare normal să te comporți așa? Păi nu, dar au zis că fac ce zice Raluca și am zis că asta nu putea să-mi zică Raluca să fac și am făcut-o. A, sigur. E singurul păi lucru care nu putea. Care naturală, da. Deci, Raluca nu mi-a fi zis niciodată să fac asta și dar de ce zâmbești? Ți se pare normal? Păi da, nu, dar nici nu mi se pare normal să se discute despre că Raluca îmi spune mie să fac ceva. Cum să-mi zică vreodată mie cineva păi ce da, să fac? Cum dai pantalonii jos și vorbești cum vorbești? Păi în fața atâtor domnișoare, păi și ele în fața telespectatorilor. A zis că este un reality. În fața mea. Îmi pare rău în fața dumneavoastră, dar na, este un reality, n-a zis dumneavoastră, așa am decis eu. În fine. Și ce v-am rugat? Să vă faceți reality-ul și în momentul în care eu vin aici, să aveți puțin o fărâmă de respect. Păi dacă avem. Voi vă comportați ca niște... Avem. Nici nu știu cum să zic. Se mai întâmplă, na, avem. Cum adică se mai întâmplă să-ți dai pantalonii jos, Ricardo? Doamna mi-a zis că nu, Raluca mă pune, am vrut să demonstrez că Raluca nu mă pune. Păi da, ai demonstrat, în momentul ăsta ai demonstrat, până acum nu. Tocmai, asta păi zic, bravo ție. Bucur. Acum chiar ai fost tu, bravo. Mă bucur. Păi da, doar azi. Și da. Cu șapca. Cu șapca nu am spus că nu mi-a plăcut cadou nici după ce am dat cu ea jos. Eu m-am enervat pe Raluca, nici de cum pe voi. De ce interpretați greșit chestia asta? Păi și dacă ție ți-a plăcut, de ce n-ai păstrat-o? Ia răspunde și mie la întrebarea asta. Fiindcă Raluca s-a supărat. A, din cauza ei n-ai păstrat-o, tocmai. Nu din că tu păi doreai să o păstrezi. Eu cred că se întâmplă același lucru ca la Adrian. Păi mi-a plăcut. Bine, dragă. Că dacă l-ar lăsa să fie el... Mă, mi-a plăcut, dar de dragul relației cu Raluca și să nu se supera, mă, ceva pe șapca aia, că nu contează atât cu șapca. Dar oricum ai renunțat cam greu la ea, ce-i drept. Nu poftiți? Ai renunțat cam greu la șapca. Când am văzut că chiar o deranjează. Ne-a aruncat-o direct în gând. Când am văzut că chiar o deranjează. Vreo două, trei ore. A tot să spună ea, i-a plăcut. După ce a spus ea ceva, nu i-a mai plăcut. Asta e ideea. Pentru că nu s-a gândit să mă supăr. Nu, dacă nu ce ai nimic, stai niște că rămâne cu ea. Când se termină emisiunea, te vezi cu Raluca afară? Aici, pe holuri, până afară, la mașină. După ce o să se termine acest sezon? Dacă al acestei emisiuni. A, când plecăm de aici. Da, da, da. Crezi că o să formezi un cuplu cu Raluca? A, eu am crezut că ne întrebați dacă se dă pe șustache, așa, să nu am făcut. Nu, lăsați ca răspuns. Bine. Da, auzit, auzit, da. Poate prea bine. Da. Zi, Ricardo. Normal. 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 Pentru cât timp? Normal. Da, și eu m-am făcut un șoc. Dați cadru pe Adrian să-l vedem, vă rugăm. Adrian, nu-i sculac. S-a întâmplat? S-a schimbat pe Adrian. Ce? Avem un concurent nou. Vino cu ace, Adrian. Adrian te cheamă, da? Adrian te cheamă, da? Iancu, da. Dar nu-ți pune ochelarii de soare. Fără ochelari de soare. Vadim Tudor. Vai de mine. Vai. Și de mine. De dumneavoastră, da, de mine.
Așa face fiecare dată. Mamă. Hamude, vreau să te gândești la o pedeapsă cruntă pentru Ricardo. Haideți, doamna Andreea. Pentru... Păi, dar nu mai remarca chestii din astea. Haideți, doamna Andreea, cătușe. Poftim? Ia cătușe. Am zis o pedeapsă cruntă. Dacă Hamude vrea să-ți spună cătușele, nu știu, de... Roxana. Ușă. Astăzi sau mâine? De pantalon. Să ți le pună. Dar n-a zis doamna Andreea să fim noi naturali. În fața mea, atâta naturalețe, fără bun simț, fără cei 7 ani de acasă, să te comporți ca la, nu știu, ce colț de cartier, nu accept. Dar... Nu în fața mea. Vrei să te elimini din această emisiune? Să te descalific? Nu. Nu vreau, dar nu, eu n-am... Eu în fața lui Roxana, nu la dumneavoastră, ia imagine cu Roxana. Crezi că doamna Andreea n-a văzut? Să fie rușine. Nu vă mai auzim, doamna Andreea. Foarte bine, la revedere. Dragi telespectatori, fetelor, dați-mi voie să fac și eu cunoștință cu noul concurent. Bine ai venit! Câți ani ai? 25. Da, sigur? Ai arătat buletinul când ai intrat aici în emisiune? Te-au lăsat? Nu, am venit cu pașaportul. Și te-au lăsat să intri? Da. Bă, tu în loc să... Nu, că și eu nu-l cunosc, acum sunt în perioada de cunoaștere noi. Mâine mergem la Teo Show, să spunem că suntem în... Ce simți? Noutate. Da, m-a sunat ieri. Eu, nu m-a sunat, mi-a trimis poze. Și am zis, mamă, ce ai făcut? M-am speriat, sincer. Și l-am întrebat, nu te supăra, cine ești? Pentru că da. M-a șocat. Nu, deci am vrut să-mi tund barba. Da. Și m-am dus la Alex că avea o mașină și n-avea mărimile. Și am văzut că o să setez mărimile de acolo. Scria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și am dat pe 7. Și nu mă uit în oglindă, pentru că mi-o fac de atâta timp și știu cum să mi-o fac. Și tot îmi dădeam, tot îmi dădeam și zic să mă duc să mă uit și în oglindă. Când îmi văd, pe aici 0, pe aici 0, pe aici 0, pe aici 0 și am înnebunit când am văzut. Deci, mă, nu mi-ai zis și mie că mașina asta nu merge pe mări mai mari. A, păi nu, că nu am. Mi-am dat-o pe toată jos. Ai dat și năravul jos? Poftim? Ai dat și năravul jos odată cu barba? Lupă nu schimbă năravul. Aoleu! Doamna Andreea? Da? M-am gândit la pedeapsă. Am nevoie de cătușe pentru Ricardo, să-l pun în cătușe cu Larisa. Cu Larisa? Nu, da, nu faci, nu, da, dacă faci... Păi, dar de ce? Nu. Pentru că... Nu, ce treabă are Adrian cu asta? Nu, mă supăr eu, nu accept. Dar știți ce aș vrea să vă rog? Să vă gândiți și la altceva în afară de aceste cătușe și acel tricou. Dacă aveți și alte idei. Da. Cum nu ai și alte idei? Pune-l, nu știu, să facă orice altceva. Ți-am zis o pedeapsă cruntă. Exact. Bine, mergeți înapoi la voi în casă. Hai. Băieți, mai avem de rezolvat aici. Am să mă gândesc la o altă. Concurent nou și așa, apropieri. Așa repede le înșel Padrian? Așa repede le înșel Padrian? Las că îi spun eu, stai. Te rog. Lasă-mă, vezi ce-ți face. Ce... Hai, dă-i drumul. Lasă. Gândește-te la o pedeapsă. Mă gândesc. Dar să nu mă implice pe mine și pe Larisa. Că noi cine este Skonks aici, în această casă? Simina. De ce? A, și eu am zis asta. Doamna Andreea, să ne dai și nouă legătură. Și eu am. Auzi, bine că erai și tu aici. Păru. De ce? Pentru că așa este ea. Ne explică de ce. Este Skonks pentru că seamănă cu un Skonks? Sau ambele. Este un Skonks? Ambele. Dar știi că Skonksul miroase foarte nasol, adică... O să vă explic de la bun început? Da, te rog. Bine. Da. Mai pe scurt. Deci, eu cum îmi fac duș, cada fiind prea mică, eu nu suport să stau în cadă, pentru că mi-e foarte scârbă, având în vedere că stau și în papuci în cadă, în fine. Stau în picioare și nu pot să stau într-un loc să-mi fac duș. Automat îmi dau cu dușul normal. Așa. Și dau și apă pe jos. Ia mereu să ia de mine, că ce că fac băltoacă, că nu știu ce. În fine. Astăzi de dimineață, m-am trezit la 8:10, având vedere că știam că mai am 20 de minute la dispoziție să mă pregătesc, mi-am făcut repede duș și nici bine n-am intrat. 2 minute aveam de când m-am pus. A, Simona, că stai 2 ore în duș sau ceva de genul. Eu de-abia m-am trezit. În fine, i-am spus, fata, eu de-abia m-am intrat, de-abia m-am trezit, că ele dormeau. Am încercat să fac mai repede, că am să nu stai la rând, în fine. După a intrat și a spus că am lăsat feonul, nu știu cum, că n-am înțeles atât de bine și că am lăsat apă lângă chiuvetul. Nici nu m-am spălat la chiuvetă decât pe dinți și n-am ce apă să fac atunci când te speli pe dinți. În fine. Și după a ieșit din duș și m-a făcut proastă. Și
Așa. E vorba că ea spune de mine că fac bultoacă, dar mai bine să mă spăl să fac bultoacă decât ca ea să se spele numai când intră în emisiune seara. Dacă ajunge acasă, ea nu se spală, se culcă nemachiată cum se culcă ea îmbrăcată. A doua zi la fel. A doua zi la fel și își face baie tocmai seara înainte să filmăm a doua zi. Că filmăm. Într-o zi am intrat în camera. Am zis, mă face și seara. Așa de nervoasă că la câte o chestie în baie. Și poc în spate, poc. Aruncat. Da, a zis că era cârtia. Udă și că n-are cu ce seara. Ce a aruncat-o. Deci, dacă eu exagerez, stai și tu în cameră, da? Da. Exagerez, iasă apa din baie până în hol. Da, asta într-adevăr, știe și ea că face da, apă. Da, da, uneori eu ies din duș grăbită, doar ca să nu stai el era. Eu așa stau, eu îmi place să stau mai mult să mă relaxez. Sunt foarte diferite, doamna Andreea, nu vreau să țin partea nimănui și așa. S-au certat amândouă ce s-a întâmplat, doar că dimineața... Cum adică iau uite-o și pasta? Dar dacă ține cu dreptate mare, iau uite-o și pasta, nu ne apără pe noi. Dar la mine de fiecare dată, eu am o problemă, eu sunt foarte sensibilă în chestii, adică igienice, adică îmi place să vorba. Fiu... Stați să vă explic. Suntem foarte diferite și ea stă foarte mult în baie și suntem trei în cameră. Cel mai mult în fiecare... ea comentează că ea stă ca baie, da, chiară în fiecare zi. Da, da, ea ține frumosul la mine, la Vinea niciodată nu mi-a spus, la Vinea mi-a spus, Simona, te rog mă lași pe mine să mă duc la toaletă că am nevoie. Ea de ce poate să vorbească cu frumosul cu mine? Nu, că și pe mine mă deranjează, Simona. Da, da, ce nu să vorbești, ea nu. Păi oricum știu că nu am cum să mă cer cu tine, că nu rezolv nimic. Dar asta nu înseamnă... Și în fiecare dimineață mă duc la fete să... Îmi fac nevoile pentru că... Că s-ar certa, nu? Da, dimineața... Păi asta e, cum și eu suport anumite chestii, fiecare... Eu nu pot să stau și de fiecare dată... Nu, dar dacă nu se facem de acum încolo promit că o să fac balamuc. Ba, dar stai liniștită că de-aia de fiecare dată, de fiecare dată este hârtie udă și nu avem hârtie pentru că este foarte multă apă în toată baia. Și a lăsat fenul... Doamna Andreea, nu e atât, nu chiar exagerează acum, nu e foarte, foarte mult încât să dau pe tavan, pe pereți, pe... Este foarte multă apă, doamna. A venit într-o zi mari și a alunecat pe hol. Da, deci iasă apa din baie, iasă pe hol în casă. Nu, nu, că e fata care nu mă supăr și stau în casă. Da, da, da. Da, grădinița. Sunt ele. Învață să te speli, nu mai arunca cu apa peste tot. Învățați să vă comportați în societate. Sunteți un grup. Învățați să vă comportați una cu cealaltă. Ați ajuns să vă plângeți de așa ceva la televizor? Ricardo, tu vei primi o pedeapsă, pentru că fapta ta a fost foarte gravă. Ce bucurație că dacă îți vei da barba jos în emisiune. Bă! Nu cred! Bună asta, da? Cu zero. Avem mașină. Dar nu e așa grav. Da, mă, dar încă ești greu după, mă. Asta e pedeapsa ta. Legătura... Nu, pedepse de asta. Ai mașină, ai mașină, s***o, ce, bă! Ai lamă sau... Hamude! N-am barbă multă și încă ești greu mie. Dar barba jos, băiatul meu. Dar nu e pe asta. Auzi, te-ai vopsit zilele astea la barbă? M-am și vopsit, bă, Hamude, m-am și vopsit la barbă. Rămân cu conturul. Lasă-mă! Îți dai seama cum se vede? Să mă spăl bine, frate, nu pot în emisiune. Că rămâne conturul de la vopsea. Pedeapsă. Păi m-am vopsit aseară, ești nebun. M-am vopsit aseară. Rămâne conturul de la vopsea. Păi, trebuie spălat cu săpun ca lumea, la salon. Unde de unde? Unde de unde? Nu. Nu. Mamă! Bă, să mi se dea barba jos ridicat. Dar nu accept asta. Am unde m-am, bă, m-am vopsit aseară, doar știi bine. Am vrut să stea bine. Ce m-a impresionat pe mine astăzi în legătură cu barba lui Ricardo e că la un moment dat a fost vorba de o provocare cum să-și taie el barba. Și el s-a arătat foarte ofensat, ca și cum, vai domnule, cum s-o taie, că o să-mi crească super greu înapoi, dar de parcă avea barbă de preot, dar el abia și avea puțin păr și era neagră că și-o vopsise înainte, adică dacă își dădea părul jos, era aceeași chestie, efectiv. Dar el era foarte deranjat că o să crească greu înapoi părul pe care nu-l are. Ricardo, ai vorbit despre fete puțin mai devreme. Ai încercat să le iei pe toate așa la rând să-ți spui părerea. Ah, haideți că să începem din nou. Fără vipuri, fără limbaj urât, da? Încearcă să păstrezi un limbaj absolut normal. Nu, că n-am folosit cuvinte nici când am povestit prima dată. Bine. N-am folosit. Deci, Roxana, ce a făcut Roxana în emisiunea asta? A venit prima săptămână... Doar pentru publicitate. Avea relație cu Valentin să fie în centrul atenției. Ba, ba, ba. A plâns vreo 2-3 săptămâni. Dacă mint cu ceva să mă corectez. A plâns 2-3 săptămâni. Vai, doamne, Valentin. Să fie în centrul atenției. Bine. A trecut asta. În fine, după aia să fie în centrul atenției. A venit cu None, s-a pupat puțin acolo la provocare cu el, că știu foarte bine că eram și eu, tot în centrul atenției. Bun, a trecut faza asta. Adi, mi-a dat provocarea și am acceptat. Știu, eram și eu acolo, dar tot în centrul atenției. În fine, lasă asta, asta nu e așa de grav. Taci, Ricardo, pe scurt, tot ce ai făcut până acum, ai făcut doar ca să fii în centrul atenției. Da. Da.
Asta este părerea lui despre tine. Păi hoțul strigă hoțul, nu? Că el face aceeași chestie, dacă el are părerea asta despre mine. Dar nu fac aceeași chestie. Păi nu. Ce, m-a apucat să vorbesc de tine în emisiune și nu știu eu? Dar eu n-am vorbit de tine, e vorba gesturile tale cu care le faci și pașii pe care îi faci aici. Ce pași, mă, că eu stau și stau, uite așa, și vă ascult pe voi. Vorbești cu camera, ai ajuns să vorbești cu camera și mulți alții. Ce cameră, mă, ce cameră, mă, omule, mă, că... Când făceai întrebări, era Luca, întrebi camera, ești nebune, c***. Gata, nu întrebam camera, eram, a, tu zici de întrebări, stăteam aici și stăteam și vorbeam cu voce tare, știi? De ce nu faci ce simți? Gata. Suficient. Ce ziceai de Dea? Ah, Dea a văzut că nu-i merge pe aici, că nu-i în centru atenție, că nu arată. De ce? Că nu arată bine, că nu știu ce. Că e urâtă? Da, că e urâtă și de că ce? Nu știu ce. De ce e urâtă, Dea? Păi așa mi se pare mie că e urâtă, ci trebuie să demonstrezi de ce e urâtă. Da, deci Dea asta a văzut. A văzut că nu-i merge, că nu-i arată bine și că nu-i în centru atenție prin chestia asta. A încercat să vină ea cu Ricardo, că-i place de ăla, că-i place de ăla. Hai să fim serioși, până la urmă. Dacă îi plăcea de unul, nu îi plăcea de toți până la urmă. Nu spun cu răutate. Dar tot ea a început să vorbească. Dar tu te-ai supărat că nu a făcut pași spre tine mai mulți? Sau cum? Da, că n-a făcut. Păi mie are o sumedenie de ani și eu am ce să fac. Deci care 70 de ani mergem o sumedenie de ani? Nu e genul meu, nu e treaba mea asta. Nu e genul meu, nu mă interesează de ea. Eu chiar nici nu vreau să vorbesc despre ele. Dar m-a adus în stare să vorbesc despre ele. Bianca, ce ți-a făcut? Ele nu sunt importante pentru mine. Bine, hai să zicem, Dea și Larisa, să zicem că au vorbit în grădină și te-au deranjat. Dar Bianca, ce ți-a făcut astăzi? Păi nu mi-a făcut. Bianca îmi face de când sunt în emisiunea asta. Se vorbește atâta despre ea și eu nu o să vorbesc acum despre ea, punct. Dar ai vorbit jumătate de oră până acum. Păi și să mi-ai dau atenție încă jumătate de oră, nu i-am dat destul jumătate de oră. Mai concretizează. Asta a făcut Bianca. Hai să vă spun, doamna Andreea, exact ce mă pune. Pe scurt, ce ar trebui să fac eu acum, asta i-a plăcut lui Bianca să se întâmple toată emisiunea. Să vină cu tărică, să o atace, să o atace, să o atace și ea să stea așa. Și oamenii de acasă, sărăcuța fetiță, uite ce îi zice Ricardo. Dar Ricardo nu se zică acum, pentru că nu interesează de Bianca deloc. Ai vorbit înainte. Da, pentru că fraier îi de aici din casă, penibil. Imediat te atacă. Cine-i fraier? Păi ei, băieții care îi dau importanță, că ei au ridicat-o. Dacă nu-i dădeau ei importanță, ea nu era atâta. Ți-am spus și ție, oameni, nu mai băga în seama. Bă, ai zis toți, da, acum nu ți-ai asum că ce? Mă, de gen, nu mă face păi fraier, și... zică altceva. Nu mă luați în serios acum. Nu, nu mă luați în serios. Sunteți fraier, dar nu la modul ăla. Dar nu la modul ăla. Fraier așa, un mod frumos, n-ai cum să te superi pe el. Da, nu la modul ăla. Lasă că nici eu nu o să-ți dau pedeapsa la modul ăla. Da, deci am spus și nu o să spun acum. Și știi ce a făcut Bianca? Exact ce am spus eu, a făcut Bianca toată emisiunea. Bianca, Alexandru, v-ați împăcat? Da, exact asta. Acum, știi ce o să se întâmple acum, doamna Andreea? Vă spun eu, în viitor, o să fie ca cu noi, o să se împace, o să se despartă, o să mai... după aia mai se pupă, după aia, vai, doamne, ce mi-a făcut Alexandru, că Alexandru e pervers, că nu vrea relație cu mine, după aia Alexandru și el. A, păi uite, Bianca, ce faci?